Astăzi am avut 2500 de oameni în teren și avem pregătite pentru activitățile din noaptea asta de mâine 16.000 de oameni. Acești oameni sunt la datorie, jandarmi, polițiști, pompieri, grupa este operativă, a început exact când ați dat ordinul 24 ianuarie și vor pleca acasă când se termină această situație de urgență. Oamenii ăștia își fac datoria împreună cu Ministerul Apărării Naționale, cu toate celelalte instituții, cu autoritățile locale, sunt convins că putem să gestionăm această situație de urgență. Vreau să spun încă o dată că aprecierile și mulțumirile vin duminică sau când se termină vremea rea. Până atunci știu că e dificil, știu că toată lumea e la treabă, fie că e vorba de poliție, de jandarm, de ISU, la fel colaborarea cu celelalte instituții în cadrul comandamentului coordonat de domnul vicepremier Dragnea, unde au muncit și cei de la armată și cei de la drumuri și autorități locale. Vreau să nu avem niciun om în pericol. Asta mă interesează cel mai mult și de asta v-am întrebat, domnul Chestor. Mai mult decât mașini sau decât drumuri, mă interesează să nu mai avem oameni ca la începutul 2012, oameni izolați în case pe care îi găsim după o săptămână sau două. Asta e cel mai important lucru. După aceea, sigur, deblocăm și drumuri, însă le deblocăm când sunt curățate, nu când punem oameni în pericol. Și din punctul ăsta de vedere, poliția de circulație și toți ceilalți, aveți foarte clar autoritatea de a lua măsuri. Înțeleg nemulțumirea șoferilor, dar decât să le dăm drumul și să înghețe prin câmpie, mai bine nu-i lăsăm să plece la drum. Luați toate măsurile, vreau și în teritoriu toată lumea să-și facă datoria și vreau mai multă competență. Pe cei care își fac treaba o să-i laud, pe cei care nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor îi înlocuim. Vom adopta o ordonanță de urgență pentru constituirea unui departament de intervenții la situații de urgență aici, în cadrul Ministerului de Interne, dar cu capacitate legală de a coordona și alte forțe din alte ministere, în așa fel încât să nu mai pierdem timp și energie cu prea multe lucruri birocratice. Ministerul de Interne răspunde în principal de intervențiile în situații de urgență, aveți și capacitatea și experiența necesară și vreau ca tot ceea ce n-a funcționat bine să funcționeze de acum încolo. Însă, per total, eu vreau să le transmiteți tuturor celor din teritoriu aprecierea pentru munca de până acum, dar și solicitarea ca până în ultima zi de intemperii să rămână în același dispozitiv și să-și facă datoria așa cum și-au făcut-o și până acum. Vă rog să participați și să vă coordonați în cadrul comandamentului de iarnă de la guvern cu toate celelalte instituții și până duminică toată lumea la treabă.